Salutare, oameni, și am găsit la un nou episod din Forza Horizon 4 și suntem cu această bijuterie. Am făcut un video deja cu ea, așa că astăzi nu vom juca cu jucăria asta, deoarece s-a schimbat sezonul. Ca de obicei ne-au băgat două mașini noi la Carpes și s-a băgat Forza tonul, evident, și hai să vedem ce mașini s-a băgat, că asta ne interesează. Mișto mașina, chiar aș putea să spun că e una din favoritele mele pentru aspect și pentru drift și pentru mai multe. Bun, la Auto Show, la Carpes, dacă mergem, avem Ferrari FXXK, versiunea 2005. De fapt e fără K, cum am văzut. Da. O să zic așa, mai frumos. Mi se pare că e un LaFerrari beta. Început, dar neterminat. Gen, FXX-ul ăsta parcă a vrut să fie un LaFerrari într-un fel. Nu zic că e unul pe unul, dar seamănă la niște chestii. După avem Jaguar C-Type, care, nu știu, aș încerca să o fac de top speed. Și după, la Forza Shop, avem așa. Avem mașina asta, un KTM X-Bow GT4 2018, care chiar vreau să-l încerc, pentru că aș putea spune că n-am auzit nimic de mașina asta, dar cred că am văzut că două poze și am auzit că am lansat-o, dar nu m-am interesat deloc. Bun, după aia avem chestiile clasice, două elemente de îmbrăcat, wheel spin și chestiuța asta care deja o am. Dar o să cumpăr asta, că, na, altfel n-am cum să arăt de ea. Și hai să o turnăm rapid. Nu s-a selectat mașina, după ce am cumpărat-o nu s-a selectat mașina, vă vine să credeți? Deci cum vine asta? My cars. Așa, B, G, D, E, V, așa, J, Canise, KTM. Aha, uite, 2013. E o diferență. Nu știu ce să zic, e cam mare diferența. Adică uitați-vă cum arată body kit-ul ăla de la prima versiune, 2013, și cum arată asta. Nu știu ce să zic, aștept să văd. Arată bine, rău, arată ca ceva din GTA 4, GTA 5, pardon. Și în GTA 4, posibil să fie una. Bun, hai să o tunăm. Să vedem ce reușește. Nu avem mult tuning. Mamă, body-ul e full carbon, așa, l-au făcut letă. V12 pe drăcia asta, tu îți dai seama cât de greu ar fi un V12 pe chestia asta ușoară? Cauciucuri. Deja are acceleration, launch, handling 10, wow, putem să mai lățim un pic cauciucurile, astea nu o să le schimb, astea eu zic că sunt importante pentru stabilitatea mașinii și acum mi se pare că arată mașina corect. La frâne, știi gen, astea arată mai bine vizual, numai că astea îmi cresc performanțe și pare cum se potrivește mai bine. Spring și nu avem drift, țineți minte. Single turbo. Deci speed-ul este pământ la mașina asta. Ajunge undeva la 8. Din ce văd eu. Așa. Și dacă ar fi să-i schimbăm motorul. Cum este tractul din spate. Ăsta e motorul mic de turbo rally care e nou. Ăsta ar fi un V8 și V12. Ăsta aparent e cel mai strălucit. Hai să punem V12. Mi se pare stupid că poți pune un V12 pe mașina asta, nu o să vă mint. E fizic, vizual, imposibil, dar na, e un joc. Așa, hai să vedem cât reușim să scoatem din bestia asta mică. Nu știu, mă aștept să fie... Uite, vezi, crește impresionant, aș putea spune. Faza e că, na, știți care o să fie problema? Prea multă putere, pe mașină mult prea ușoară, mai ales tracțiune spate, probabil că o să fac foarte mult wheel spin. Gearing-ul e 3.4. Dacă îl duc mai așa. Default-ul e bun, am înțeles. Așa, și mai vreau să fac my designs. Final designs. Trebuie să recunosc că arată bine aia. Trebuie să recunosc că arată interesant. Nu-mi plac jiențele atât de tare.
Asta îmi place mai mult. Dar ca să fac pe aia, trebuie să-i schimb roțile. Pam. Cred că aici era. Astea. Așa. Apoi install, da. Ce... Câtă lume a făcut design cu roțile astea, ați observat, de când le-au băgat? De la update-ul trecut. Au avut un succes destul de interesant. Și asta cu roșu e interesant, negru cu roșu, dar negru cu verde ăsta parcă e... Ăsta și scrie și ca Tempel. Nu știu ce să aleg. Amândouă îmi plac aproape la fel de mult. Personal știți că mie îmi plac mai și mai mult negru cu roșu. Numai că ăsta e negru cu verde. Și verde la nu-i deloc urât. Da. Pentru cei care vreau să aleg mașina verde, îmi pare rău. Știu. Dar, na. Dacă vreți, dați-vă mașină și vă faceți voi verde. Ia să se joc cu modelul ăsta. Bun. Lol, cum arată. Interesting. Oh, cât am motor acolo în spate. Interior. Pe bune. Deci, e un șasiu de metal cu un body kit de carbon și, mamă, are cauciucuri de drag, ce naiba. Și chestiuța aia mică unde vedem viteza și chiar de la bicicletă. Alfa Romeo. Oribil. Așa. Da, mi se pare că are cauciucuri de drag, mi se pare, nu sunt sigur. Ceva Wheelspin Race, aparent. Gratis, mulțumim. Oh! Mamă, piesă de muzeu. Așa. Hai să ne teleportăm să facem speed test-ul rapid. 3.8 ceva a zis, nu? 3.4 parcă era top speed-ul. Mai aștept să prindă 3.80 și pe aia să chinui. Rău. Bun. Launch control, versiunea manuală. A doua. Mamă, ce lungă e trapa a întâia și a doua. În a treia ajunge 250. Ba, arată SF spatele, dar chiar e interesant, n-o să vă uit. Ajunge rapid la 300, asta e clar, deci chiar e, și la 250 chiar e foarte, nu e la cât de ușor, e oarecum normal. Botul ăla e cam urât, spatele îmi place, dar spatele chiar e, cred 3, cred 4, cred 5, cred 6. Ar putea un 390, ar putea dacă n-ar trebui să virez. Ah! Bă, se ține puțin cam, wow! Virează mai bine decât McLaren Senna. Deci virajul ăla, ca să înțelegeți la ce mă refer, majoritatea mașinilor nu poate să-l ia decât cu 320, cu maxim la stânga și la limită. Mașina asta a luat atât de ușor, încât aveam loc de manevră, adică am avut marge de eroare și am reușit să o redresez. Deci e foarte, foarte grippy. Și pe frâne... Interesant. Foarte interesant. Și pe drift? N-ai o mașină tracțiune în spate. N-are unghi foarte mare, dar... E acum toată treaba fac din accelerație. N-am ciupit deloc frâna de mână de când am început driftul ăsta. Deci n-a fost nevoie de frâna de mână. Încă n-am atins frâna de mână. Deci doar treapta a doua. Doar din accelerație, dar aceste taxe spate și are suficientă putere și mașina e suficient de ușoară încât să piardă aderența, dar... o secundă, încerc să-mi dau seama top speed-ul pe viraj maxim. 150, dar s-au îndreptat un pic roțile, că mai... nu se putea mai mult atât. Chiar? Hai să facem o cursă, sunt curios. Ce mașină mi-ar da în cursă comparativ cu asta, deoarece mi se pare foarte bună. Aderență, adică, wow. Ce bine arată cursa asta. Și pe la munte, pe acolo, pe sus, jos, stânga, dreapta. Da, deci virajul ăla l-a luat pe autostradă
curba a luat-o incredibil de bine, deci mă așteptam să fie mult mai rău. Înainte să fac, să dau drumul la cursă, o mică setare aici, așa. Solo. Bă, deci, nu sunt convins. Are cauciucuri de drag, dar se comportă ca și cum ar fi cauciucuri de Forza Horizon. Interesant. Oh, plouă. Bun, acum vedem cum se comportă și pe ploaie. Eu tot cred că o să se comporte incredibil de bine. Dar spatele ăla e... Zici că e mașina lui Batman. Și un pic. Vreau cu accelerația pe viraj, fiind tracțiune în spate, imediat vrea să intre în drift, dar... Am lăsat-o frumos. Copurile astea sunt criminale pentru tracțiunea asta de spate. Dar când prinde, uite cum a prins aici aderență în a patra cu talpă. Lor, mașinuța aia mică, tu, bune? Chiar... Mersi? Frână? Bă, nu știu ce să zic, eu... Nu! Ce-am sperat să o recuperez așa ușor. Am avut aici prea multă viteză. Trebuie să ciupesc frâna puțin mai tare. Cam așa ceva. Și acum venim rachetă din spate. Ce mașină era? X6? Pe bune, un X6 ne conduce? Era un Ferrari Maranello? Ce se întâmplă cu jocul ăsta? E foarte ciudat. Și de ce conduce un X6? La ce te referi aici? Cum adică un X6? Deci vedeți cât de bine... Deci chiar virează foarte bine. N-am jucat eu strălucit într-adevăr, dar... Asta e un X6, la 300 la oră deja devine bătrân. Uite, vezi, s-a chinuit virajul, l-am luat cu ușurință, adică. Deci, vedeți cât de bine se ține? E wow! Și chiar e wow! Cel puțin pentru mine, nu știu. Am tras frâna de mână, sperăm să o arunc în drift, nu prea... N-ai ce șansă. Da! Deci, e X2... E 2.9, ăsta... No, deci maxim! Wow! Interesant. Ce-mi place că boss dă schimb rapid la astea, n-aveți idee. Și eu mai sunt obligat să mă uit toate animațiile. Da! Uite ce mișto acum am observat. Stați așa. Ne punem în modul foto. Nu vrei? Ok, Mike. Așa. Nu știu. Și... Uitați suspensiile. Și Caterinca. Și cu sticla așa să le vezi. Ce mișto. Numai că nu-mi place fața, îmi place spatele mult. Dar spatele e mișto noaptea la mașina asta. Da, și motorul arată într-un fel. Vreau să vă arăt suspensiile din față cu sticlă transparent, așa curbat, frumos, se vadă. Ceva diferit. Ce pui mi-a pus asta pe hartă? Nu ne interesează. Între timp, hai să vă arăt și celelalte două mașini să încheiem videoul. Deci, era un Jaguar și un Ferrari, da? Unde ești? Asta. Ok. Da. Trimite mașina. Îmi place că nu mai costă bani. În Forza Horizon 3, chestia asta m-a costat 10.000 de credite. Dacă nu știați. Da. Mm-hmm.
Deci țevile alea care ies din fară, dacă e ceva SF, frate, nu știu. Cine a avut ideea și cine a dat acordul pentru așa ceva, mi se pare interesant. Vezi cât de mult seama în interior cu la Ferrari? Mi se pare ciudat, într-adevăr, display-ul acolo e scos din cadru, să zic așa, că nu urmărește linia mașinii, e prea pătrățos, e urât, dar na, e o mașină veche. N-am multe de spus despre această mașină decât că era bună la vremea ei. Acum sunt alte versiuni mai bune ale ei și nu pot să o recomand. Dar nu este o mașină rea. Să mergem la motorul. Vreau să văd Jaguarul ăla, sunt curios. Unde știu. Așa. Uite-l, ce type. Știu că cea mai rapidă mașină jupă parcă e un Jaguar, dar e unul foarte scump. Ce bine arată. Hihi. Și interiorul. Stai. Așa. Și oglinda acolo mică. Și talpă. A doua. A treia. Frână. Mamă, cât de greu s-a oprit. Hai să ne întoarcem ușor. Uite cât de ușor intră în drift. Mamă, ce cauciucuri are. N-are. Așa. Talpă. Mamă, din a treia deja se chinuie. Na, ce ani e mașina asta? 53, wow. Oricum, pentru anul 1953 am luat aproape 200 de euro. Mamă, la cauciucurile alea nu ce trebuie cu realitatea, ați văzut? Talpă! Da, evident nu este cea mai rapidă mașină, dar poate fi convertită, cred. Nu știu ce să zic. Ia, rapid să ne uităm un festival să vedem. Vreau să mă uit la un tuning preset, să văd ce viteză are la top speed, dacă se duce 9.9 sau 10 chiar. Adică upgrades, fine new tunes, aici, ia să vedem. 9.5 e cel mai bun, deci n-atinge vreo viteză incredibilă. Acceleration lunge, 7.9, 9.5, 9.5, cam atât. Da, deci... Nu intenționez să tunez această mașină în momentul de față, dar am vrut să vă arăt mașina din Carpes, am vrut să vă arăt acel KTM Bow 2018, ce e ceva diferit, nu o să vă mint. Aș putea spune că în momentul de față, dacă aveți o cursă în oraș, dacă aveți un circuit, vă recomand cu căldură pentru aderență maximă, deci se ține incredibil de bine, mai ales pe uscat, nu vă recomand pe ploaie sau pe zăpadă. Și deja am limitat destul de mult asta, dar pe toamnă, uite cum e acum, eu zic că e suficient. Bălțile astea că tot ridică mici probleme pe un viraj la KTM-ul ăla, dar în total e o mașină absolut, e ciudat să compar, dar virează mai bine decât Senna într-un fel, deci wow. Bun, cam asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut și una dată, la revedere, pa, pa!